A fost cu scântei, doamna judecător l-a dat afară din sală pe fostul meu soț, pentru că acesta a jignit-o pe doamna avocat. În fine, așteptăm acum pronunțarea, a rămas că 24 de ore se gândește la soluție, noi ne-am prezentat punctul de vedere, partea adversă punctul de vedere. Eu ce-mi doresc este doar binele copilului și asta pentru că fiul meu, Eduard, are nevoie de un tratament medical. Am depus foarte multe înscrisuri medicale la dosar în acest sens și am solicitat suplinirea acordului tatălui pentru tratamente medicale, pentru psihoterapie și, evident, cum dorește copilul, schimbarea domiciliului de la tată la mine. Eu sper într-o reușită, pentru că dacă asta este dorința copilului și voința lui, un copil de 13 ani nu mai poate fi ținut cu forța într-un domiciliu al unui părinte dacă el nu dorește asta. Copilul e mare, merge deja, știe orașul, circulă singur pe stradă, deci nu mai este o problemă din punctul acesta de vedere. S-ar fi putut soluționa mai repede această cauză. Noi am insistat și la judecătorie să ne dea un termen scurt, însă, din păcate, nu am găsit suport la DGASPC sectorul 5. Deci, culmea absurdului se întâmplă numai în România, ca instituția care ar trebui să pună interesul copilului pe primul loc și să vadă urgența medicală pe care o întâmpină fiul meu, să nu îl sprijine. Data trecută s-a amânat procesul din cauza faptului că DGASPC sector 5 nu a trimis raportul către instanță. De data asta, în sfârșit, în cursul zilei de ieri, au trimis acest raport, în care, evident, ca să apară mai pompos, se înșiră aceleași acte medicale, se repetă de 100 de ori. Concluzia lor este că minorul Eduard nu e nevoie să fie instituționalizat și au luat act de voința copilului, evident, care a dat și declarație scrisă, v-am trimis-o și vouă la redacție, da? Ce spune copilul la DGASPC sectorul 5, că dorește la mamă să trăiască într-un climat liniștit, fără jigniri, fără bătaie, fără violență și fără să fie jignit în fața altor persoane, să fie făcut în toate felurile. Copilul este la mine în casă, dar nu avem încă hotărârea instanței. În cursul zilei de mâine instanța se va pronunța. Vă repet încă o dată, sper într-o reușită. M-am rugat la Dumnezeu, împreună citim acatiste, tocmai ca să fie bine, tocmai ca să fie pace în familie. Prezent la judecătorie a fost și Silviu Prigoană, care a fost întrebat și el despre proces. Dar priviți cum a evitat răspunsul. Întristat pentru ce se întâmplă în Palestina. Într-adevăr, nu e în regulă ce se întâmplă, dar ne bazăm pe premierul nostru care a fost acolo personal și a luat atitudine, domnule, păi nu se poate. Domnul Prigoană, dar printre altele, norocul mare că a sosit și Biden. Bă, fără el nu era parcă pasarea întreagă, da. Dar să lăsăm un pic ce se întâmplă internațional. Da. Despre proces, ce puteți să ne spuneți? Păi care proces? Atâta ce s-a timp discutat cât protecția copilului ne-a interzis să vorbim, pare rău.